Senatorul Gavril Mârza a vrut să le dea asigurarea angajaților din deconcentrate că nu au de ce să se îngrijoreze în ceea ce privește funcțiile pe care le dețin, atâta timp cât sunt profesioniști, își fac treaba și respectă legea. Îi asigurăm pe cei din deconcentrate și pe toată lumea de tot respectul și de faptul că suntem hotărâți ca ceea ce spune premierul României și s-a hotărât în guvern să se petreacă în realitate până la ultimul nivel, și anume depolitizarea administrațiilor publice. Rămân acolo toți cei competenți și toți cei care respectă legea și își fac treaba. Nu vor rămâne acolo, și o spun apăsat, cei care îi întâlnim cu dovezi de implicare în campania electorală, folosind mijloacele din dotare, folosindu-se de funcție și făcând în timpul programului politică și nu ceea ce înseamnă administrarea instituțiilor respective.